Am răspuns din tot sufletul invitației domnului Cioloș, din mai multe motive. Principalul motiv e că eu iubesc această țară, cum știu că o iubiți și dumneavoastră. Și cred că merită o soartă bună. Am avut privilegiul de a, o să spun, așteptările mele de la dumneavoastră. Vreau să trăim cu toții într-o țară normală, într-o țară cinstită. Vreau să fim împreună. Așteptările de la dumneavoastră, ale tuturor, sunt enorme. Aveți un fel de mission impossible. Dar cu cât e mai imposibilă misiunea, cu atât e mai nobilă cauza. Trăim un timp, cum bine știți, nu numai în România, de mare criză, de criză morală, de criză de principii, de criză economică, de criză politică. În perioadele de criză, oamenii însemnați se adună. Am venit astăzi să vă rog să poată să sune, pot fi cuvinte mari, dar dacă ați reuși să fiți împreună, dacă ați reuși să fim împreună pentru binele acestei țări, cred că ar fi prima dată în istorie când un partid ar demonstra asta, fără interese, fără orgolii, chiar cu sacrificii, pentru țara asta superbă care merită. Aș fi putut să plec din țară de foarte multe ori. Și n-am făcut-o. Pentru că oricât de patetică pot fi, eu iubesc țara asta. În ultimul timp însă, m-am gândit că pot vinde tot, că îmi pot lua câinii, că pot renunța la meserie, că îmi pot lua morții și poate că ar fi bine să plec în altă țară și să-mi trăiesc bătrânețele liniștită într-un anonimat care m-ar satisface total. Vreau să vă spun că am renunțat la idee pentru că am toate speranțele în dumneavoastră. Și cum le am eu, sunt milioane de oameni. Doar că aveți ghinionul de a fi într-un timp în care vorbele nu mai ajung, în care vorbele s-au tocit, în care trebuie să acționați înainte de a vorbi. Am toată încrederea în dumneavoastră, să nu ne dezamăgiți. Doamne ajută!